Așadar, doamnelor și domnilor, să vină peștele cu cartofi pentru Cristian Manolescu. Hai, Cristi! Bună seara! Bună seara, bună seara! Bună seara! Bună seara, Delia, salut, băieți! Am să vă rog să aplaudați și pe dumneavoastră din platou și pe dumneavoastră de acasă, dacă măcar o dată în viață ați gândit despre prietenii dumneavoastră în felul următor. Bă, de unde mama dracu au ăștia atâția bani? Eram într-o duminică în canapea, butonam Facebook-ul și văd că niște prieteni își dau check-in la film. Cu poze, cu suc, cu nachos, cu alune. Am calculat cu tot cu bilete că au sărit lejer de 3 milioane. Foarte drăguț din partea lor, duminica viitoare îmi duc și eu familia la film. N-au trecut 3 ore check-in la zoo. Cu poze, cu înghețată, cu vată pe băzi. Bă, poate duminica viitoare o să am bani să îmi duc familia și la zoo. Pe seară, check-in la restaurant. Și atunci Dumnezeu vede că e supărat și întreg universul începe să lucreze pentru tine și îți trimite pe cap nevasta cu telefonul în mână. Ia uite! Ăștia au fost la film, după aia s-au dus la zoo și acum sunt la restaurant și tu mă ții ca pe proastă în casă duminică după masa, ia că mă duc eu să caut caseta aia de la nuntă să văd că poate s-a încurcat popa în biserică, poate m-a pus să jur că-ți voi fi alături și la rău și la rău, că eu bine n-am văzut cu tine. Și pleacă prin casă, că iau eu copii și ei, nu stau să mă mai scos tu. Eu acum nu vreau să spun că sunt sărac, amărât, dar câteodată am perioade când pur și simplu nu am bani. Îmi zice odată un prieten, bă, dacă tot te vaiți așa de bani, ia nu mai fuma, mă. Păi ce, bă, dacă nu mai fumez, mă îmbogățesc? Zice, pune-mă banii de țigări deoparte timp de o lună și vorbim pe 30. M-am apucat să pun într-un borcanel în fiecare zi banii de pe un pachet de țigări, 17,50 lei, cum era atunci. Puneam 18, că nu mă uitam la bani. Și am ajuns la final de lună să strâng un teanc de bagnote de 1 leu, de 5 și de 10. I-am îndoit să pară mai gros și i-am băgat în buzunar la spate. Pe întâi și pe doi mergeam doar cu bani în buzunar la spate. Mă așezam în mașină, zic, hopa, am bani. Ce-am făcut pe trei? Am lovit mașina. M-am dat jos, m-am uitat, farul spart, bara cu proiectorul muci. Am luat telefonul, am sunat-o pe maică, mi-a zis, bă, mamă, bă, când mi-a stăia moțul, ce mi-a spus pe tăviță să-mi aleg, bă, ghinion, sărăcie, ce mi-a spus? Încă de mici, școala, familia, societatea te învață să te bucuri pentru prietenii tăi. Dar de ce să mă bucur eu că am prieten care în aceeași vară pleacă în concediu în Grecia? Se întorc din Grecia, pleacă în Bulgaria. Se întorc din Bulgaria, pleacă 4-5 zile la munte și după ce se întorc de la munte, te sună și te cheamă la ei la un grătar. Mă pe grătarul lor că nu mă duc, că nu te sună să vadă ce mai faci, te sună să se laude cum a fost în Grecia, cum a fost în Bulgaria și cum a fost la munte. Bine! Bravo, Cristi! Gata, l-a dezghețat. Și eu ce să le zic? Bă, eu anul ăsta am fost în vizită la Twix-ul drept. Unde e dracu? La praful care a fost, abia mi-am făcut ziua de naștere. A fost prezentă toată gașca, cu excepția unei fete, n-a putut să ajungă, a născut o fetiță. M-a sunat ulterior și mi-a zis, Cristi, oare ce cadou aș putea să-ți fac? Stai liniștită, mi-ai făcut deja. Aștept să crească. Hai, Cristi, frumos. Mă deranjează foarte mult atitudinea pe care o au străinii atunci când află că suntem români. Știi, te duci undeva în concediu, from Romania, poor country, do you have electricity? Yes, we have electricity, avem și calorifere, yeah. Dar înainte ne dădeau căldură sobele, știi? Era țaia. Pe unde ați fost în concedii?
anul ăsta. Ro, gr, bg. Cineva la Sibiu mi-a răspuns tr, zic, bravo, bă, ai bani de Turcia, face nu în Teleorman. E clar. Eu am fost în bg, bg, mi-a... O să vedeți după aia de ce zic. Asta oricum frumoasă țară, urâți oameni. Din punctul meu de vedere, bulgarii sunt cei mai răi oameni de pe pământ. Până să pună mâna pe banii tăi, știu română. După ce le-ai plătit, nu mai știu română. Și primul feedback l-am avut la intrarea în hotel, 5 stele, all inclusive, la 5 stele ai sclavul tău personal, ăsta, bagajistul, ăla care scară valizele în cameră, valiză boi, nu știu cum îi zice. Și ne-a luat de la intrare. Halo, halfonitich, miren, ghepach. Zic, bă, nu suntem nemi, suntem români, du-te, zi pe românește. A, românscaia. Cum se zice în românscaia la oamenii care prind pește? Zic, pescari, dar de ce? Așa, luați-o pescari, hai! Bă, du-te de aici 20 la interfon. Faceți mișto de România, stai așa că fac și eu. Mă duc la recepție să mă cazez, mă uit pe ei cu sonul băiatului, Boris, un cercel într-o ureche, o cămașă roz. Ăsta sigur e pe pasivia de la... Bună ziua, prințesă! English, please! Eu nu prea le-am, dar tu română nu vorbești deloc. English, please! Oh, English! You are... urât ca măta. Băi, cazarscaia, camerascaia. M-a întrebat cum mă cheamă, zic, gata, hai să fac mișto. Dorinel Munteanu. Munteanu? Da, gol în minutul 76. România qualification, Bulgaria canci qualification. Canci qualification. Sorry? Oh, excuse me, the reservation e pe numele lui nevastă mea. Look for Gheorghe Hagi. Hagi? Da, gol în minutul 16. România noptim, Bulgaria înapoi la Sofia. Și aici al dracu a început să înțeleagă română. Bulgaria înapoi la Sofia, înapoi la București, nu cazare, out! Bârscaia, mârscaia, ce zicea ăla pe acolo, ne-a dat afară din hotel, dar ne-am cazat până la urmă. Am dat un telefon în țara la agenție, ăștia le-au trimis un fax, le-am spus că eu am câștigat vacanța la o tombolă de handicapați. Și cum pleacă românii în concediu, bărbatul se apucă și cară bagajele la mașină. Și știe că mai are de făcut cel puțin două drumuri să termine de cara bagajele și ar putea să-i spună acolo în casă nevestesii, să nu uităm aia, să nu uităm aia. No, românul strigă de jos, audă tot cartierul. Margareta! Și ies aia în balcon cu bigudiurile în cap. Da, sufletel! Când pleacă în concedii, românii sunt sufletel și iubirică. În restul anului, ești grasă ca măta. Ești prost ca tactul. Dacă îmi pleacă în concedii, sufletel și iubirică. Și aia ăsta de jos. Vezi să nu uităm biletele de călătorie, că ajungem în Grecia și am dat degeaba 2000 de euro. Mai îndeasă și asem conserve în portbagajul Loganului și nu contează. Logan, Audi, BMW, Mercedes, tot pleci cu pateul după tine. Și nu e o rușine asta cu Loganul, eu am Logan. Bine, acum să nu zică lumea, bă, ăsta are Logan că e sărac. Ce se întâmplă? Când am fost la reprezentanță să plătesc Bentley-ul, am pus geanta cu bani pe masă, au luat băieții, au numărat. Pac, 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 pac. La urmă zice, domnul Cristin, avem să vă dăm restul, nu vreți un Logan? Oh, ce aroganță! Bun simț, bun simț, bun simț. Așa se face. Bine, mă, hai, mai cara păcuie de la supermarket, știi? Motor 1-2... 70 de ponei, urcă bordura, n-ai treabă cu el, mai face lumea mișto de mine, bă, motor de ăsta eu am la ștergătoare. Bine, bă, dar ce e al lui, pe electrică, n-ai treabă cu el, eu calc frâna, el coboară geamul, eu dau semnal dreapta, el scoate CD-ul, dar e al meu. Și cu asta vă mulțumesc frumos, ăsta a fost momentul meu. Bine, bine, bine!
Te rog una. Bun. Pe Manolescu l-am suspectat întotdeauna de inteligență. A știut să-și aleagă materialul, să-și adune materialul. Și am zis că ești deștept. Mereu am zis că ești deștept. E foarte stăpân, să știi. Am observat și în momentul în care este întrerupt, e foarte stăpân pe el. Și mai are o chestie foarte mișto. Exact în momentul în care ai senzația uneori că numărul lui se duce în jos, vine cu o pleașcă, mă. Știi? O dată faci așa, nu știu. Poc! Vine și te pleznești. Am o singură mențiune, domnul Cristi. Eu cred că Dorinel Munteanu și Hagi nu au învins niciodată Bulgaria. Cum să nu? Cred că doar în perioada lor am învins vreodată Bulgaria. Nu, eu cred că înainte de perioada lor și eventual după perioada lor. În meciuri oficiale cu Bulgaria, Dorinel Munteanu și Hagi n-au câștigat cu Bulgaria. Alo, domnul Ioanițaia, vreau să vă spun că au învins de mai multe ori. Am jucat la campionatul european din 1996 și am pierdut. Am jucat în preliminarii pentru 92 și am făcut egal și am pierdut cu 3-0. Like, nu știu. Pe el se pricepe. Lasă-mă să fie pasionat de fotbal, să fie și el manly, in a way. Și cam atât. Asta au fost meciurile cu Bulgaria din perioada... Bă, ăsta chiar știe, adică eu am crezut că facem așa. Era pe subiect. Bineînțeles, se înfierbântase microbistul. Asta a fost doar așa o mențiune, dar totul stă în picioare și îți mulțumesc pentru tot ceea ce ne-ai oferit, nu numai astăzi. Mulțumesc și eu. Mulțumesc frumos. Ba chiar a fost mai bun momentul ăsta decât cel din audiții. Mult mai bun și a fost o gură de aer proaspăt în sfârșit pe... Îți mulțumesc. Bun, bun, bun de tot. A fost clar și evident pentru toată lumea că e un om care de fiecare dată când vine demonstrează că poate. Unde sunt babele de la... Nostalgie. A fost mai bun. Nu ți se pare că e mult mai slab momentul ăsta decât cel din audiții? Absolut deloc. Nu, mi se pare. Nu vă întrebam absolut pe voi doi. Nu. Pe aceeași poziție. Nu a fost mai bun numărul din audiții. Numărul ăsta a fost mai bun decât cel din audiții. A fost mai complex. Ca și număr de glume au fost mai multe în seara asta. Da, și eu am făcut mai multe glume. Dar și reacția publicului a fost mai bine înțeles. Mulțumesc publicul. În audiții am avut manechin, nu? Uite publicul! Mamă, nu-i de chelul aici. Dar a fost bun. Pentru genul ăsta de entertainment, publicul este esențial. Băi, nu știu ce să fac. Gândesc. Da, știm. Cristi Manolescu are cea mai periculoasă felie din stand-up. Povestioara. A fost mai bun în audiții pentru că întotdeauna contează ideea piesei sau textul sau ce spui. Iar babele ar trebui să se bucure că momentul de glorie în care au fost introduse a trecut. În această seară omul a vorbit despre nu știu ce, că dacă n-a reținut, n-a fost bine. Da, mă, fie. 3, 2, 1 și... Mersi, pupici cu scâmpici, pa! Bravo, bă, băiatule, bă! Unul dintre cei mai buni concurenți din această finală. A fost foarte bun. Sunt fan și mă bucur că și astăzi, în finală, a avut o performanță, după părerea mea, cel mai bun moment. Publicul! Felicitări, publicul! A fost mai viu ca niciodată în Cristi, seara. Cristi, iertați-mă, am aflat. Deci, am câștigat ultima dată în meciuri oficiale 88-89, în campania pentru 90. Dar atunci Dorinel Munteanu nu era în echipă. Era doar Hagi. Trebuie puse la punct. Îmi place foarte mult Manolescu și cred că poate să câștigi această finală. Foarte tare. Îți mulțumesc foarte mult. Tare. Eu cred că o să fie o bătălie strânsă între Mihai, așa, Tasici, Mihai Tasici, Cristi și Turet. Și Turet. Cred că o să fie o bătălie foarte strânsă între cei trei. Bine că ai ridicat sala. Ai ieșit foarte bine.